Thank you.
Panfirunica, am 78 de ani. Născută aici. În Dâmbu. Da. Am umblat cu jocul din bătrâni. Am participat la mai multe treburi. Am fost la și cu grup vocal, și cu piese de teatru, și cu tot felul. Mi-am descurcat cum am putut, așa ca la țară. Când mi-au chemat, am activat și noi. Și am putut și cu haine. Până-i lumea, costume naționale, am făcut poate peste 30 de costume. Și care jocurile aici la Dâmbu? Dacă ne zice țără muzicantul, ca să vezi. Dar de cum le cheamă înainte să zică? Da, păi atâta, eu zis, jocul din bătrâni, eu zis și românească și învârtită. Să spună no. Și dânsul. Mirească și-o învârtită, că astea se joacă la noi. No. Să spuneți numele și dumneavoastră. Eu mă numesc Anuaș Grigore, născut din 42, anii 72 și așa mai departe. Din Dâmbu. Din Dâmbu și o să ne arătați cum se joacă la Dâmbu. Să arătăm o țară de joc românesc, învârtită, ca la noi la Dâmbu. Cum la sunt Petru. La Crăciun se strângeau fișori în sac și băgau și ceiași. Ei erau doi fișori care erau chizeși. Și ea se înțelegeau într-o seară, ei tăzi la o altă și împărța sectorile. Se ducea lumea, se ducea ziua de Crăciun la biserică și așa, seara era joc. A doua zi se ducea facile cu cinste, așa ca cum era la nuntă. Și chizeași ăștia strângea toată mâncarea acolo, unde
se strângea, ce era nu jocul. Se ținea, umbla la cemat, fișorii. Și se spunea când vinea cemătorii, că așa le zicea cemătorii. La casa mie era pe aici, se ducea cemătorii. Erau, dacă s-a născut o fată atunci, și pe aici mă la joc, așa era legea. Și se duceau acolo cu cinstea și cu tăși, se făcea joc. A doua zi seara, și așa se începea pe tătanul, era băgat și era și pe un an de zile. Se făcea claca jocului vara. Muzicanții care erau și duceau oamenii la lucru. Și ăștia jucăușii care erau. Și fiecare plăcea, avea o cotă de plăcere la muzicanți. Pe tătanul ca să poată juca în sat. Dar când era într-un târg și merea la cineva în joc, trebuia să plătească, nu era voie să joci. Dacă nu plăceai. Da. Lăturenii nu jucau, numai dacă plăceau. Nu juca, trebuia să plăcească. Ei trebuia să plăcească, că dacă nu lăsa să joace, știi? Apoi ei vine la noi, bani ne muta, mai merea și noi la ei. Dar poezia cu care se merea după ce mat, așa cum da, caunte șugere. Da, zicea că am venit la dumneavoastră, că am auzit că aveți o florișică mândră și frumoasă și vă rugăm frumos să o lăsați pe seara la jocul noi. Și-o lăsau? O lăsau, cum să nu? O lăsau, seara mereu era după ea. Întregere. Mereu după ea și o duceai la joc. Și părinții nu vineau și ei la joc după fată? Ba da. Să vadă cu cine joacă. Da, era cemași pe părinți la joc. A, deci vineau cu tăță. Mereu cu tăță la joc, erau jocuri mari, aducea lumea mereu. Nu că am omul, se duc la disco, se duc la club, nu mai merg la joc. E ca atunci. Da. La ospătul Crăciunului ați fost odată? Era... Da. Era faină atunci, abia pucai să vezi, să vezi sărbătoare, să vezi o tâi de joc și... E așa lumea, că era atât de bătrân și când se face o nuntă, ce era acolo în vârful ăla, gegeal, uite ce... Și până acolo m-am dus cu mama, să vedem ospățul, că așa se merge, să vedem nireasa, să vedem ospățul. Nu conta, cât de parte ce era. Nu se făceau nunțile la cămin, nici la restaurant, ce se făceau la fiecare casă, unde era nireasa sau mirie, că mai mult la mirie, că mirie ducea nireasa el. Și el avea prioritate. Și apoi vara, când era așa nea, venea vara în fiecare zi, fata care era gerând. Când era gerând să vie muzicanții la ea, veneau muzicanții ăștia, ea, veneau la mine pe amiază. Venea cu chizeașă. Zicea într-una până ajungea în casă. Zicea de joc și juca și tata și mama și eu cu chizeașă și tot și... Meream în sat, tot așa jucând și distrându-ne, no? Și fiecare fată, în fiecare duminică, îi vinea rândul băieții, nu, fecile, aia îi da de mâncare. Așa era. Și întâi la sărmașa am mers cu mâncarea la muzicanți. Te-a auzit ceva strigături în joc de atunci, așa, amul pe la rece, cum se zice. Era, nu. Zile. Era, zic că, și atunci, că dragul nimeni a juca. Cu nevasta altuia, că se uită pe suclop la mie cum eu joc și se uită pe sujenie, bați el, Doamne, răuăția mea. Asta era mă una. E? Alta? Păi mai era, nu. Că... Și ce uite când ce aud tăcerarile, le uit. Și pe baza când îl văd tăcerarile, le cer. Și când auzi ce cerașul, mă răgică scaua, nu. Când auzi ce cerucoa, mă răgică la jița. Erau multe ce scând ce. Vedeți că aici jocuri la Dâmbu sunt convins că era un pic diferit de la Tușin și la Sfântul da. Petru. Nu. Ce aveau dâmbenii în plus? Nu, Tușin nu juca întorsa. Și Vășanii jocă altfel. Nu, n-am fost exact de așa la jocuri. Mai ales la Sfântul Petru, la Sfântul Petru fost mai... Nu a fost așa. Nu se ocupa așa. Ei nu se prea ocupa cu jocul. Așa dâmbenii sau Tușinenii erau mai buni jucăuși? Apoi eu nu că sunt de aici din Dâmb, dar să știi că dâmbenii era. Era joc mai rar, mai jucar românească, țigănească, dar aici nu ca în știa românească, știi? No. Mai mult ungurește, țigănește. Cam astea, cam... Și care era ordinea jocurilor când începea jocul? Cu ce se începea?
Păi, la noi cu asta se începe cu rarul ăsta care l-am jucat noi. România, nu, așa este în Românească. Era de-a lungul să joacă altei. Juca și de-a lungul, bătrânii înaintea noastră, juca așa pe șireagă. Pășeau șireagul? Da, pășeau așa, uite, așa ne-a, se ducea pe zicale și așa ne-a... Mi-era și mai învârțea câteodată și așa, mi-era pe șireagul. Când era câte un unte, pășea câte un șireag de aici până la poartă, așa, așa, roata. Mi-era așa să șuruiau. Și de-aia îi zicea șireagul. Purtata? Ăsta era de-a lungul. Da. Purtata ar veni altfel. Purtata-i cam așa, uite, așa ne-a. Așa. Încolci, așa. Așa. Așa, știi? Și bărbatul face picior așa. Și aia e purtata. După purtata ce urma? Ce cântau? Păi în zi era Românească, după aia era purtata, după aia era Învârcița, după Hărțagul. Așa iau. Și dacă eram mai mulți, s-a mult dintre dansatori, dar foarte mulți au murit din ei. Dar dacă mai erau careva, era bine, că ce am zis cineva, că nu. Vă îngemnați mai bine dacă erau mai mulți. Nu, păi nu. Mai făceai repetiții. Mai... Păi făceai repetiții. Că la noi vin și la București și am făcut aici nea când am poză la socrii mei. Au venit și am făcut repetiții. A fost Pavel Tornia din București. Deci ori a avut bărbunc, nu? Ponturi. Da. Cum se zicea? Bărbunc era bărbunc.